Sabina Enache a devenit bursiera a Fundației Olimpice Române. Gimnasta de la CSM Ploiești a intrat în programul fundației grație rezultatelor obținute în competiții. Sabina are 13 ani, practică gimnastica ritmică și a participat la numeroase concursuri naționale, unde a câștigat nenumărate medalii de aur, argint și bronz. Alte două medalii, din cel mai strălucitor metal, le-a obținut la concursurile internaționale. Recent, Sabina și colegele ei de la Clubul Municipal au participat la prima întrecere oficială din 2020, Cupa Irina Deleanu desfășurată în sala polivalentă din București. Antrenoarele Liliana Băescu și Simona Puiu au înscris în competiție patru sportive. Denisa Stoian și Miruna Ciocârlan au concurat la senioare, iar Sabina Enache și Anisia Drăgan în competiția juniorelor cu exerciții noi sau cu un grad de dificultate mare față de cele de anul trecut, gimnastele CSM-ului s-au prezentat onorabil pentru o prima apariție oficială, iar în cazul Mirunei a fost vorba și despre debutul său la nivel de senioare. Astfel, în întrecerea seniorelor, Denisa Stoian a ocupat locul 12 la cerc, minge, măciuci și panglică, iar Ciocârlan a fost a 16 -a după evoluțiile de pe covor. Întrecerea juniorelor s-a rezumat la competiția pe echipe, iar ploieștencele au ocupat locul 8 din 12 formații participante.